Pentru că și sărbătorile de iarnă și muzica sunt magice și transmit frumoase emoții, elevii Liceului de Arte Bălașa Doamna și cei Școlii de Arte Octave Nigărescu din Târgoviște și-au propus să ofere un program artistic publicului târgoviștean, organizând un concert la Biblioteca Județeană Ion Helia Drădulescu. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, nu cred că este moment mai bun și mai prielnic ca să fim mai aproape unii de ceilalți și cred că muzica este lucru care ne unește foarte mult și mai ales colindele, că este moment în care putem cânta și colinde. Este un concert de colinde organizat de Școala Populară de Arte cu Liceul de Arte Bălașa Doamna și avem și o corală de voce egale, masculine, de la Liceul și Facultatea de Teologie, o formație de voce egale de la Liceul Bălașa Doamna și împreună, dar să nu uităm în ultimul rând, de Biblioteca Județeană, care ne-a fost întotdeauna un sprijin, am mai colaborat și sper ca să fie și pe viitor o frumoasă colaborare, un spațiu cald, oameni calzi și ne simțim de fiecare dată foarte, foarte bine.